Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Măi, prieteni, azi foarte moale cu vlogurile subțire de tot. Nu știu ce a fost cu noi, ce agitație, ce... De n-am avut chef de nimic. Acum ne-am mai revenit și noi, că și căldura asta ne moleșește. Am crezut că la noi strigă, dar nu la noi. Și mergem să o căutăm pe patroana. Eu astăzi n-am văzut-o deloc pe patroana. Unde o fi? Patroana! Patroana! Ai, ești sus! Stai că vin acum! Te-am dat dispărută, nu te-am văzut azi, unde ești? Am găsit-o pe patroana, dar are treabă sus. Azi că ne pregătește o surpriză. O lăsăm până ne pregătește ea surpriza. De la căldură mă leșinăm. La mine. Ce ne faci? Nu știu, că le-am spus și la prieteni, toată ziua am fost așa... Și eu nici vreau n-am putut, dar mi-am filmat 10 minute azi. Vino afară. Hai afară, hai. Îmi vreau o pastilă. Hai, du-mă. Am o tag de panică. Nu compar vitea de inimă. Cară-mă afară. Aceștia oameni dezmembrează la mașini. Au montat-o, ia uitați. Hai că e bine. Ce faci? Nu, ce mi-a spus. Oh, nu-i bine. Ce pregătiți aici? Mai intrează. Pregătă-mi. Ce faci, Mihai? Am venit să-ți scoatem ochii. De ce? Nu spui și toate. Ne plictiseam. Și eu la fel. Cine face? Stă bine pe asta. Am tăiat, o mai tai. Ce e bine? La dimineața am tăiat cu farfecă. Uite, da, și bine și așa. Dar ce face? Pune și băieți. De prea cald din era. Hai să ne la 3 euro. Și acolo ce facem? Hata avea la se lucrează intens. Ah, intră până ajungem noi. Da. Ce nu avem de ales alune? Mă, dar ce zi a fost azi, așa... Aiurea total. Aiurea pe bune. Moale, așa... Nu relaxată, că relaxată era bine. Agitat, așa, aiurea, nu știu. Cum să vă zic eu. Păi fii aici, că mi-ai trebuit să te iau. Tu ești meșterul Manole? Da, mă, dar cum îi vin astea? Le vezi govale, unde se potrivesc. Unde intră. Ce face patrona? Modificat acolo? E sus, acolo, în camere. Mi-a zis o aștept. Da, sunt bibelore. Da, a zis că îmi dă o surpriză. M-a trimis și pe mine după tine și am zis patroan, dacă îmi două ore. Patroan mă s-o caut. Ieri pe căldura aia ne căuta patroana pe mândouă. Avea treburi multe cu noi, pe caniculă. Și ne-am căutat una pe alta până, până ne-am rătăcit. În văzduh. Mă, cum veneau? Vezi acolo pe pozele alea, pe asta. Cine mai știu, frate? Mă, Lina, dar tu vezi că s-a făcut mașina aia la loc? Da. Și nu a rămas niciun șurub în plus. Aici? Da. Trebuie cum mai e. Aia? Da, la unii vine o să-i zic eu. Habar n-au, că nu mă pricep. Vine, bă. Cu trusele de... Nu cumva e și altă trusă. Nu, nu. Ba da. Asta? Asta de unde? E tot de aici. Ai mâncat o nicule. Mamă, ce curate sunt astea. Pentru ce sunt? Nu ce-ați făcut, ați făcut mobilă. Nu am făcut-o că n-avem colțare de alea mari, iar am uitat al nevei să luăm colțare. O, și azi. De ce nu mi-ai zis? Că m-am dus și am luat cuie și silicon. Am uitat. Așa rămânem cu patul.
are dreptate și Laurențiu. Când vine el să le pună, nu le avem noi. Și când le avem noi, ne rugăm de el și nu le pune el. Tot ca să fie război. Tot ca să fie război în șatru. Are patrona să ne dea niște bibilouri în casa mare. Da. De bibilouri, ce e? Nu știu, mă, vedeți voi când trebuie să le pună înapoi. Ce mai e? Miha, Crufu. Ce să fac? Eu nu mă simt bine deloc. Dar nici eu. Splictisită. Uitați, această tavă s-a înduit de la galben. Încă erau galbeni de mult. Mi-a povestit patroana. Hai din casă. Mă, transferi în casă? Hai. Da, păi, nu sunt ceva. Vrei să mai facem un ceva? Doamne, ferește, ca să murim de tot. Nu mai vine că prea de tot. Mâncare, mâncare, mâncare. Închid-o și aici acolo. Facem călătorie. Aici e mai bine, chiar e răcoare. Aici chiar e răcoare. Nu avem suc rece, nu știu ce-i în casa asta. Mergi să luați un suc rece. A? De ce? Te costă și mai. Haide. Nu. E o limoare. Nu. Nu. Hai, mergeți la bară aici. Mă duc eu, dar nu vă dau să beți. Mă duc eu, dar nu vă dau să beți. Hai, vii. Mă, dar de cât sunt acolo? Bani mulți sunt aici. Păi, ce am găsit acolo? Ce am găsit acolo? Aulea, bunii și copiii. La Iulian de atât. Ia un cola sau pensii rece, rece și iau o rulată. O rulată de aia dulce, da? De aia mare rulată. Da, duceți-vă încet, fără să alergați. Eu mor. Mă, ce am avut astăzi? Ne-am stresat, bă, ba cu conturile, ba cu alea. Ne-am mâncat contul ăla. Da, ne-a băgat stresul noi. Abia, abia mi-am recuperat Revolutul și eu și Alin. Trebuie să-mi întreb pe rău, să stăm pe rău acolo toată ziua. Trebuia. Mai zrădeam, mai stăteam cu lumea. Serios? Ne jucam. Mergea. Făceam și 2-3.000 de euro azi. Vezi? Dacă nu ne-am gândit. Aud fără lucru. Era bine să facem 2-3.000 de euro pe zi. Intrăm pe tot mai bine. Intră. Ha? Intră. Altceva ce vine de făcut. Hă? Chiar nu știu. Prieten, patrona era din nou supărată. Am urcat până la ea sus. Mi-a zis că ne pregătește o surpriză acolo. Nu știu ce vrea să ne mai dea să aducem aici în casa mare. Mi-a zis că vrea să-i dea ceva și lui David să vedem ce. Și era supărată că am înțeles că Leo nu vrea să vină deloc acasă. Era programat să vină în weekend, acum iar am înțeles că nu vrea să vină. Nu știm nici noi ce să mai credem, vine, nu vine. Dar patroana e foarte afectată de lucrul ăsta. Eu i-am spus de când am venit noi la Strehaia, că nu cred că va veni, pentru că dacă ar fi vrut să vină, cu siguranță ar fi venit cu noi, decât să vină singur. Dar nu știu ce au de gând. Acum știți cum e, fiecare știe unde se simte mai confortabil, ce vrea să facă cu viața lui. Nu putem nici să-l obligăm, nici să-l luăm cu forța. Dacă el acolo crede că e mai bine, știe el de ce, probabil. Nu știu ce să mai zic în privința asta. Patrona se îngrijorează, vă dați seama că știe și ea că a avut destule probleme de sănătate. Stă stresat așa când e la distanță foarte mare de
noi de ea, de restul familiei. Nu că n-avem încredere în Cătă, că și Cătă e băiat bun, se ține și el acolo după el destul. Adică chiar este de folos. Dar acum, când ori veni, ori veni. Că doar nu rămân acolo toată viața. Nu trebuie să mai streseze nici patron așa, că poate și stările astea pe care le are de a tot fost așa rău, e și de la stres. Stres, căldura asta care e, pastilele care nu le lua cum trebuie, se adună. Ce fa Spider-Man? Tu nu e Spider-Man, Spider-Man. Nu mă simt bine. Ești omul pe Angel. Mi s-a urcat tensiunea la cap în creier. Hai să-ți fac resuscitare. Îmi trebuie o pastilă. Ce pastilă poți să-mi dai? Habar nu. De agitație și de stres. Zi. Îți dau o pastilă. Un calciu. Nu un calciu. Un ce? Calciul nu are nicio legătură cu asta. Luam eu calciu și era mai mărășită. Mă lua cu somn. Hai, tu știi. Chiar nu știu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să-ți recomand. Dragă. Am pus vlogul ăsta 10 minute, că am slăbut. Dați-ne și voi, prieteni, ce să facem? Să facem o activitate prin curte, prin casă, nu știu. Dați-ne o idee de ce să ne apucăm, ce să facem, că așa, fără activitate, parcă nu suntem în largul nostru. Mai bine ne simțeam când munceam așa non-stop, când făceam gardul, când tot făceam ceva caldă, prin curte. Când... Dar acum cred că e problema căldura, că la frig ții ceva pe tine, parcă tot ieși afară. Dar pe căldura asta te leșină de caz din picioare. Au fost 3-6 de grade azi, nu puteai să scoți capul afară, că te lua... Caniculă, frate. Te lua cu totul. Foarte iurea a fost. Fost și la magazin, era închis. Ce are magazinul ăsta închis în 10-10 minute? Nu știu, că și eu găsesc mereu închis de câte ori mă duc. Păi și eu, de câte ori merg închis. Și la fel. Nu știu ce se întâmplă cu acest magazin. Hai tu paharul. Aline m-a salvat. Îți dau 2 lei. Mă duc eu dacă vreau. Hai. Dar nu mai alergați. Și David unde a rămas? Oh, e la bilion. Nu-l vedem. Ce am copil? Copilul poate ce are. Copil. Copilul. Ce facem? Facem noi sau nu? Facem, da, păi n-avem ce face oricum. Sau un pusător. Păi facem, că și așa n-avem ce face. Chiar m-am plictisit grav. Și eu? Alții. La maxim. Prieteni, vă lăsăm, că vă plictisim și pe voi, serios. Chiar n-am ce să vă arăt azi. V-am filmat exact ce am făcut. Vă pup. Vă mulțumesc că mă urmăriți în fiecare zi. Și sper să ne vedem diseară. Mai la noapte, poate. Mai cu chef de viață și cu idei mai multe. Vă pupăm!